Fumătorii prinși pe picior greșit au fost amendați de polițiștii locali. Două persoane au fost depistate că fumează în zona locurilor de joacă pentru copii. Alta fuma într-o stație de transport, iar un minor a fost surprins fumând într-un spațiu public închis. Cele patru persoane au fost sancționate de polițiștii locali din Târgu Jiu după o săptămână de la intrarea în vigoare a legii antifumat. Polițiștii locali din cadrul serviciilor de ordine publică ale Poliției Locale a municipiului Târgu Jiu au aplicat în prima săptămână de la intrarea în vigoare a legii numărul 15/2016 patru sancțiuni contravenționale. În cursul zilei de ieri au fost amendate trei persoane cu câte 100 de lei fiecare pentru că au fost surprinse fumând în apropierea unui loc de joacă, dar și într-o stație de transport în comun. De asemenea, la începutul acestei săptămâni a mai fost aplicată o amendă în valoare de 50 de lei unui minor care a fost surprins fumând într-un spațiu public închis. Legea va afecta serios bugetul celor prinși cu țigara aprinsă în spațiile publice, însă cei mai afectați sunt patronii de localuri care se plâng că au început să piardă clienți. A început să scadă vânzările foarte mult, adică mulți clienți sunt nemulțumiți din cauza aceasta. Fumatul este interzis cu desăvârșire și în mașinile de transport public și în cele ale instituțiilor. Amenzile pentru persoanele prinse fumând în locuri publice sunt cuprinse între 100 și 500 de lei, iar pentru persoanele juridice amenda este de 5.000 de lei la prima abatere, iar la a doua abatere amenda poate ajunge până la 10.000 de lei și suspendarea activității. De asemenea, în mașinile de taxi, șoferii sau clienții care fumează vor primi sancțiuni între 100 și 500 de lei.